Bună ziua, bine ați revenit la Povești din Șantier. Mă numesc Viorel Preșca, sunt arhitect și astăzi vom discuta despre ferestre. Ferestrele care mediază două universuri, universul exterior și pe cel interior. Deci la granița dintre ele avem de dezbătut astăzi un mare mister. Care sunt rolurile pe care le joacă această fereastră? Păi, în primul rând, este iluminatul, al doilea este ventilarea naturală, protecția acustică, are și o valență estetico-arhitecturală și, nu în ultimul rând, factorul psihologic pe care ferestrele îl joacă în viața noastră. Dacă este să discutăm despre iluminatul natural sau despre însorire, am putea să pornim de la faptul că zilele de referință pentru însorire sunt 21 februarie și 29 octombrie. Din standarde, suntem informați că trebuie să asigurăm, prin proiectele pe care le facem, un minim de 2 ore pentru iluminarea a minim unei camere din în toate încăperile de locuit. Trebuie să asigurăm un unghi de incidență în plan vertical de minim 5 grade, deci modul în care soarele cade de deasupra noastră. Trebuie să asigurăm un unghi de incidență de minim 20 de grade până la 26 de grade, modul în care soarele vine razant cu orizontala sau cât mai aproape de orizontală, și mai trebuie să asigurăm, să ne ferim de fapt, de obținerea unui efect excesiv de însorire care ar putea să ducă la ceea ce numim orbire. Sigur că toate aceste lucruri în practica de proiectare de arhitectură se pot obține și este foarte simplu, fie prin orientarea corectă a încăperilor, fie prin vitrajele, prin ferestrele pe care le facem, astfel încât, dacă ele sunt prea mari, trebuie să le ponderăm dimensiunea, dacă sunt prea expuse către soare, trebuie să furnizăm genul ăsta de retragere și să asigurăm o suprafață umbrită, prin console, prin brisoleiul, prin jaluzele, draperii și, nu în ultimul rând, prin vegetație. Cum se face iluminatul natural? Păi, el se face natural. Soarele răsare, apune și între cele două fenomene avem lumina de zi și lumina de noapte, indiferent în ce sens am privit. Ce este interesant? Când discutăm de asigurarea iluminatului natural, ne referim la niște valori. Valoarea iluminatului natural se calculează la solstițiu de iarnă, într-o zi cu cer acoperit, astfel încât, în condițiile de minimă luminozitate, să asigurăm în încăperile de locuit un minim de 30 de luși. Asta înseamnă cam 0,75% din capacitatea factorului lumină. În bucătării, acolo unde lucrăm, preparăm mâncarea, trebuie să fim atenți cu cuțitele, cu unghiuțele, valoarea factorului de luminare trebuie să fie de 60 de lux, care reprezintă 1,5% din factorul de lumină. Iar în zonele secundare, cum sunt băile, coridoarele, holurile, acolo lucrurile sunt puțin mai relaxate, trebuie să asigurăm doar 16 luși, adică din lumina de zi un factor de 0,4%. Un alt indice după care putem să ne dăm seama cât de bine sau cât de rău sunt iluminate încăperile prin care locuim, muncim, trecem și așa mai departe, este raportul dintre aria ferestrelor și aria pardoserilor, adică aria ferestrelor și aria pardoserilor. Pentru camerele de locuit, acest raport este recomandabil să fie 1 pe 6 până la 1 pe 8. Spun acest lucru pentru că există păreri și există polarități în piață între valoarea raportului de iluminare și, să spunem așa, bunul gust sau bunul plac. Unii doresc suprafețe vitrate foarte mari și camere foarte luminoase. Alții spun, domne, arhitectul trebuie să țină în mână toată povestea asta și să facă exact cât trebuie lumină, pentru că dacă face ferestrele prea mari, pe urmă băgăm mâna prea adânc în buzunar când vine factura de energie. Că este electrică sau gaze naturale, e de discutat. Raportul optim pentru camerele de locuit este între 1 pe 6 și 1 pe 8. Pentru alte încăperi, exceptându-le pe cele de locuit, este între 1 pe 8 și 1 pe 10, iar pentru scări, este între 1 pe 10 și 1 pe 14. Practic, cu aceste rapoarte, noi putem să determinăm dacă suntem într-o zonă optimă de iluminat, iar de aici încolo discutăm nu de sănătate, discutăm nu despre igiena iluminatului, ci discutăm despre bunul nostru plac.
despre gustul nostru, despre visurile și năzuințele noastre. Dom'le, vrem să fie mai beznoasă? Să fie beznoasă. Vrem să fie cât mai luminoasă și să avem perete din sticlă? Să fie perete din sticlă. Dar, repet, echilibru este întotdeauna între aceste extreme. Mai este un fenomen de care trebuie să ținem seama, este vorba de adâncimea camerelor. Nu trebuie să uităm faptul că, în conformitate cu principiul franjelor de interferență lui Huygens, lumina este o undă. O undă energetică, dacă doriți, și ea are principii de străbatere a mediilor prin care tranzitează, iar lumina obținută la un metru de fereastră nu este aceeași cu o lumină obținută la 5 metri de fereastră sau la 10 metri de fereastră. Motiv pentru care trebuie să ne preocupe și adâncimea camerei în ceea ce privește iluminatul, astfel că știm că pentru o lumină bună în spatele, cât mai departe de fereastră, nu trebuie să depășim un factor de 2,5 raportat la înălțimea maximă a ferestrei, sub buiandrug sau sub planșeu, depinde unde se termină fereastră. Repet, când vrem să determinăm prin calitatea luminii adâncimea camerei, aceasta nu trebuie să depășească înălțimea ferestrei înmulțită cu un factor de 2,5, și când spun înălțimea ferestrei, mă refer la ce avem sub grinda. Evident că atunci când iluminatul natural nu poate asigura aceste minime prevăzute în standarde, se vor lua măsuri de compensare a iluminatului cu iluminat artificial. Și aici nu avem nicio problemă, suntem experimentați, pentru că avem zone în care lumina lipsește, mă refer la partea de noapte a zilelor pe care le trăim, și atunci, sigur, că noaptea beneficiem de tot ce înseamnă iluminat artificial în diversele lui forme, care, în funcție de destinația încăperii, în funcție de funcțiunile respective, în funcție de doleanțele ocupanților încăperilor respective, poate fi nuanțat din punct de vedere a temperaturii de culoare, poate fi gestionat din punct de vedere a intensității luminoase și chiar a amplasamentului. Ceea ce nu, în cazul ferestrelor, nu prea se întâmplă, pentru că acolo, odată plantată casa pe sol, odată realizate ferestrele, singura sursă de lumină la care ne raportăm este soarele, și atunci lumina va fi, să spunem, identică în aceleași zile ale anului. Nu identică în martie, în august și în octombrie, dar identic martie cu martie, august cu august, octombrie cu octombrie. Menționam mai devreme un concept, igiena iluminatului. Da, există mai multe tipuri de igiene și cel de-al doilea pe care vreau să-l aduc în discuție astăzi este igiena aerului care se obține prin ventilarea. Standardele menționează că trebuie asigurat un schimb, o primenire a volumului de aer. Acesta este definit cam între jumătate și un volum întreg din volumul de aer al locuinței, care trebuie să se schimbe în interval de o oră. Va trebui în egală măsură să se păstreze o umiditate relativă cu procentaje cuprinse între 35 și 60%, și în acest proces de ventilare trebuie respectate viteze de circulație a aerului, care sunt cuprinse în valori diferite de vară-iarnă, după cum urmează. Iarna nu trebuie să depășim un 0,15 metri pe secundă, iar vara nu trebuie să depășim un 0,25 metri pe secundă. De ce facem această ventilare? Ce, Doamne iartă-mă, trebuie să evacuăm? În primul rând, trebuie să ne asigurăm că evacuăm gazele vagabonde, gazele radon, care provin din pământ. Și asta este un subiect cu totul și cu totul special, pe care îl vom trata într-o altă întâlnire. Dar trebuie să știți că există. Pe urmă, trebuie să evacuăm monoxidul de carbon, care provine de la vietăți, de la plante, de la oameni, de la animale, și trebuie să primenim, să oxigenăm volumul de aer. Pe urmă, avem de evacuat excesul de vapor de apă, pentru că și ei sunt diferiți în funcție de anul timp, vara sau iarna. Vaporii de apă nu trebuie să depășească concentrația maximă de 15.400 de miligrame în condiții de temperatură de vară cuprinsă între 25 de grade Celsius plus minus 3. Condițiile de ventilare de iarnă sunt puțin diferite. Acolo discutăm de o concentrație maximă de vapor de apă de 9.450 de miligrame, care vor trebui să fie constatați în condiții de temperatură de 20 de grade cu un plus minus 2 grade Celsius. Și nu în ultimul rând, dar cel mai important, trebuie să asigurăm prin această ventilare obținerea unei concentrații minime de oxigen de 16,3% din volumul oricărei încăperi
în care ne desfășurăm activitatea. Standardele sunt cele care ne ghidează viața, ne dau informații și practic ne pun și în situația de a ne proteja sănătatea. Discutând de sănătate, am discutat despre igiena iluminatului, am discutat despre igiena aerului, dar pentru că discutăm despre ferestre, nu putem să nu aducem în discuție și igiena acustică a mediului interior. Când discutăm despre igiena acustică, ne referim la faptul că în principiile de proiectare, în timpul activității de proiectare de arhitectură, spațiile interioare ale clădirilor, indiferent de tipul lor de funcționalitate, dar în special cele de locuințe, trebuie să fie ferite de zgomote perturbatoare care să deranjeze, să spunem, sănătatea locatarilor, chiar să o afecteze. Trăim într-o epocă tehnologică foarte avansată, niște culmi tehnologice ale civilizației foarte ascuțite și știm cu toții ce înseamnă traficul, zgomotele provenite din trafic sau din activitățile reziduale. Uitați-vă cât zumzet este aici în jurul meu, sunt într-un balcon, nu sunt nici la strada mare, nu sunt nici într-o arie protejată acustic, dar nu sunt nici într-o fabrică. Și aud fierăstraie, bormașini, păsărele, claxoane, cocoși care cântă. Deci avem în jurul nostru o grămadă de surse de zgomot. Și sigur că atunci când ele depășesc un anumit nivel, trebuie să ne luăm măsuri pentru a ne proteja împotriva acestor abuzuri. Cu alte cuvinte, igiena acustică se referă la modul în care protejăm, amenajăm, orientăm funcționalitățile interioare, spațiile interioare și le adecvăm pentru o igienă acustică interioară. Le asigurăm o ambianță potrivită oamenilor care ocupă sau care muncesc sau care susțin tot felul de alte activități în aceste încăperi. Asigurarea ambianței acustice în încăperile de locuit este și ea definită de niște standarde. Avem surse de zgomot exterioare și interioare și sigur că ne raportăm la ele. Nivelul de zgomot permis pentru sursele exterioare este de 35 de decibeli, în timp ce nivelul de zgomot pentru sursele interioare încăperilor este de maxim 90 de decibeli. Cu alte cuvinte, dăm de valori foarte înalte și ca să aveți scara lucrurilor, am să vă dau câteva exemple. Firația sau foșnetul unei hârtii are valoare de 10 decibeli. Zgomotele unui frigider, 35 de decibeli. Zgomotele produse de o furtună, 50 de decibeli. Un aparat de aer condiționat monostrit face și el un zgomot de 55 de decibeli. Televizorul, zgomotul de trafic, mașina de tuns iarbă, inclusiv ăsta cu joagărul de aici care taie copaci în cartier, 70 de decibeli. Un generator diesel de 100 de kV-amperi măsoară ca sursă de zgomot 80 de decibeli. Un chiller, un camion sau un ciocan pneumatic sau o motocicletă de asta cu termicuț așa, 90 de decibeli. Zgomotele unui avion cu reacție sau unei mașini de curse, 130 de decibeli. Trebuie să știți că pragul de durere este la 140 de decibeli. Deci, prin exemple pe care vi le-am dat, m-am apropiat foarte mult de pragul de durere și clasificându-le, evidențiindu-le, începem să ne dăm seama cam ce se întâmplă în jurul nostru. Sigur, nu e complicat de măsura nivelul de zgomot. Trebuie să vă spun că măsurători se fac, există și hărți ale zgomotelor, iar de exemplu, într-un oraș cum este Bucureștiul, pe bulevardele principale, zgomotul la orele legere de trafic, deci nu cele mai încărcate, sunt la nivelul de 60-75 de decibeli. La orele de vârf, ele au valori cuprinse între 75 și 90 de decibeli, fără să punem la socoteală specialitățile zilei, care sunt claxoanele, sirenele de salvare, de poliție, de tot felul, care duc zgomotele dincolo de limita celor 100 de decibeli. V-am spus despre zgomot, dar nu l-am definit. Zgomotul este percepția auditivă generată de vibrații. Aceste vibrații sau unde sonore se propagă prin medii, prin aer, printr-o masă lichidă, printr-o masă solidă, astfel încât noi și animalele și toate vietățile pământului pot percepe aceste sunete, aceste zgomote cu ceea ce suntem echipați, cu urechile. Cu exemple pe care vi l-am dat, putem aprecia că zgomotul are tonalități și frecvențe diferite. Ele se exprimă prin herți și acești herți reprezintă numărul de vibrații într-o secundă. În mod normal, cu cât tonalitatea este mai ridicată, cu atât numărul de vibrații este mai mare. Nu fac aici o lecție de fizică doar de dragul de a o face, ci vreau să subliniez faptul că urechea umană este sensibilă la sunete cuprinse între 16 Hz și 20.000 de Hz, dar când discutăm despre construcții și nu discutăm despre muzică, nu discutăm despre fizică, nu discutăm despre orele, ne raportăm la un palier al frecvențelor cuprinse între 50
și 5.000 de Hz. De ce? Pentru că acestea sunt cele mai zone cele mai comune și toate măsurile de protecție pe care trebuie să le luăm se manifestă pe acest palier pentru ferestrele despre care vorbim, pentru că nu, ăsta este subiectul zilei. Ce este important? În zona acestor frecvențe, ansamblul numit fereastră are o zonă cea mai sensibilă, care este geamul. Ce auziți aici este o undă sonoră. De ce? Pentru că geamul vibrează mai puțin decât rama. Rama este mai solidă, este și ea delicată la anumite frecvențe din spectru sonor, dar nu atât de mult ca geamul și mai avem și dimensiuni diferite. Rama este mai îngustă, geamul este mai mare. De aceea ne vom ocupa de comportamentul geamului. De ce? Pentru că fiecare material are o frecvență a lui critică la care vibrează mai ușor. La această frecvență critică, zgomotul se transmite mai ușor și câteodată, datorită dimensiunilor, poate fi chiar amplificat. De exemplu, pentru o foaie de geam cu grosimea de 4 mm, această frecvență critică este la valoare de 300 de Hz. O placă de gips carton de 13 mm, deci o placă standard, are o frecvență critică de 3200 de Hz. Cu alte cuvinte, tipul de material și grosimile respective ne plasează în spectre de frecvență cu totul și cu totul diferite. Ca să ne eliberăm de prezența material într-o zonă a frecvențelor critice, lucrul cel mai simplu de făcut este să-i schimbăm dimensiunea. Practic, să mărim grosimea sticlei și atunci frecvențele critice se mută către pragul frecvențelor mai joase, către găurile de frecvență, deci acolo unde, practic, materialul nostru este cât mai aproape de neutru, de punctul inert. Dacă mutăm dimensiunea sticlei de la 4 mm la 12 mm, frecvența critică se mută de la 300 de Hz la 100 de Hz. Deci iată că lucrurile se pot schimba și, evident, pot fi controlate. Când discutăm de frecvența de 100 de Hz, lucrurile nu ne mai dor atât de tare. Cu alte cuvinte, cu cât frecvența este mai coborâtă, cu atât este mai ușor de suportat. Cu cât frecvența este mai înaltă, cu atât această frecvență este mai greu de suportat. Cunoscând aceste frecvențe, controlând dimensiunile materialelor, sigur că putem să controlăm această igienă acustică, sigur că putem să tratăm acustic diferitele spații și încăperi. Putem să ne luăm măsurile necesare pentru protejarea instrumentelor cu care auzim. Urechile. Pentru că dacă acestea sunt expuse la zgomote și frecvențe foarte mari, se deteriorează în timp și surzim. De aceea e bine să asigurăm confortul și ca o măsură de prevenție pentru sănătatea noastră și ne întoarcem la factorul de igienă acustică. În ceea ce privește atenuarea acestor zgomote prin modul în care era realizată fereastra, până de curând, în diferitele forme pe care le-am parcurs în ultimii 200-300 de ani, s-a considerat că un vitraj dublu este suficient. Pe urmă, s-a constatat că atenuarea unui spectru de frecvențe extins poate fi obținută prin vitrajul dublu și asimetria celor două foi de sticlă. Cu alte cuvinte, una dintre foi trebuia să fie mai subțire și alta trebuia să fie mai groasă. Astfel, ele acopereau frecvențe diferite și sigur că spectrul intensităților și al frecvențelor era un pic mai larg. Numai că, între timp, lumea a devenit mai zgomotoasă. Sursele de zgomot sunt din ce în ce mai intense, iar valorile frecvențelor sunt și ele din ce în ce mai diferite. Și atunci acest vitraj, dublu vitraj, asimetric, a început să nu mai fie suficient. Astfel, am început să măsurăm nu numai geamul, ci toate componentele ferestrelor pentru a optimiza comportamentul ansamblului numit fereastră la sursele de zgomot și, sigur, am constatat că fiecare element din cadrul ferestrei are importanța sa. Geamurile, ramele, garniturile de etanșare, garniturile de sigilare și, nu în ultimul rând, volumul de gaze, fie că este aer, fie că sunt niște gaze inerte, cuprins între cele două foi de sticlă. Practic, toate își pot aduce aportul la diminuarea intensităților și frecvențelor zgomotului. Geamul, rama, garniturile, volumul de aer cuprins între cele două foi de geam formează un tot unitar și este elementul determinat în izolarea acustică a întregii ferestre. Un indice de izolare al ferestrei nu poate fi stabilit și enunțat decât după măsurarea tuturor factorilor de
izolare a elementelor ce compun fereastra. E bine de știut că geamurile de mare calitate nu pot fi montate decât în rame de mare performanță, pentru că dacă nu facem astfel, degeaba plătim bani buni pe geamuri de performanță și le montăm în rame de proastă calitate. Desigur, performanțele în ceea ce privește capacitatea de izolare a ferestrelor sunt importante. Aceste informații însă se suprapun. Fereastra trebuie să ne asigure și un grad de iluminare foarte bun și o protecție acustică foarte bună, trebuie deschisă la momentul oportun pentru ventilare și sigur că în tot acest amestec trebuie să obținem un echilibru. Trebuie să știți că discutăm și de calități diferite ale sticlei. Mai pot interveni tot felul de folii de protecție, mai pot fi geamuri tratate termic pentru obținerea unor caracteristici de protecție solară și toate astea sunt foarte importante. Ele sunt descrise în fișele produsului, practic orice producător. Dumneavoastră nu vă întâlniți în mod direct cu producătorul de sticlă. Sticla este importată, o fac cei care fac ferestrele și de obicei ajung în piață prin intermediul celor care furnizează fereastra cu ramă, cu tot și asigură și montajul. Dar indiferent cu care dintre furnizorii din lanțul pe care l-am povestit mai devreme veți discuta, ei sunt obligați, în conformitate cu legea, să vă pună la dispoziție fișa tehnică a produsului și va trebui să urmăriți cu atenție acest echilibru între capacitatea de iluminare pe care o asigură calitatea sticlei și capacitatea de protecție acustică pe care o asigură tot ansamblul ferestrei despre care am vorbit. Spun acest lucru pentru că nu cercetările merg mai departe. Sunt în piață acum produse noi care ridică nivelul de performanță foarte sus. Și, de exemplu, putem să discutăm astăzi despre sticla stratificată acustică. E un fenomen pe care acum 10 ani de zile nu îl întâlneam. Este un produs pe care acum 5 ani de zile nu îl găseam în lista de produse ale producătorilor. Istoria a pornit de la un geam triplex. Acest geam triplex era format din două foi de geam. O foaie simplă și o foaie dublă. Și volumul de aer cuprins între ele. Cea simplă avea 4 mm. Spațiul dintre foaia simplă și foaia dublă putea să varieze între 10-12 până la 20 de milimetri și era umplut cu un gaz inert, de obicei argon sau xilen, și cea de-a doua foaie, care era o foaie dublu stratificată. Aceste două foi de geam erau lipite între ele cu o folie din material plastic, un film stratificat de PVB. Butiral de polivinil acustic. De aici, de la acest triplex, până la tripanele de astăzi, adică discutăm de geamuri cu 3 foi de geam și 2 camere de gaze, n-a fost decât un pas. Și ce s-a întâmplat? Avem în exterior 2 foi de geam dublate cu lipite pe folia de PVB, iar la mijloc avem o foaie simplă. Evident că fiecare foaie de geam din cele 5 are o altă grosime pentru a atenua un spectru de frecvențe și de tonalități cât mai amplu. Și aceste foi de geam sunt lipite cu acest film stratificat care are și el la rândul lui două calități. Asigură un grad de transparență de tranzitare a luminii, iar în același timp, prin modul în care este amplasat acolo, el poate să atenueze vibrația geamului având o absorpție de vibrații acustice. Discutăm de geamuri de înaltă performanță și spuneam mai devreme că ele trebuie să fie montate în rame de aceeași înaltă performanță. Așa că un producător care vă pune la dispoziție și ramele și geamurile, practic trebuie să le definească pe ambele dintre ele și va trebui să fim suficient de dibaci și dumneavoastră clienții și noi arhitecții să dezlușim care este echilibrul și armonia dintre cele două niveluri de calitate, geam și rame. De aceea, fiți atenți! Aș vrea să vă informez că sunt 6 clase de protecție fonică și ferestrele sunt definite în cadrul celor 6 clase. Clasa 1 pornește de la 25 de decibeli. De generați de un număr de 10 până la 50 de vehicule aflate la o distanță de 40 de metri față de fereastră, iar clasa 6-a, ultima, este definită
de izolarea cu 65 de decibeli pentru zgomote generate de 3000 de autovehicule aflate la distanțe mai mari de 1000 de metri, totul calculat cu ferestrele închise. Cu alte cuvinte, discutăm de o reducere a zgomotelor cuprinsă între 25 și 65 de decibeli. Dacă vă aduceți aminte, discutam că un avion cu reacție poate face un zgomot de 130 de decibeli. Pentru o clădire aflată în vecinătatea unui aeroport, aș pune clasa 6, care face o reducere a zgomotelor cu 65 de decibeli, dar tot aș avea o zonă foarte zgomotoasă. Deci lucrurile sunt greu de controlat în anumite condiții, dar nu imposibil. Trebuie să vă mai spun că din categoria acestor ferestre cu sticlă stratificată acustică au ajuns la nivel de performanță că unele pot face o reducere a zgomotului cu 30 de decibeli, atenție, ne fiind închise, ci doar între deschise. Dar aici discutăm de mai multe lucruri, și de calitatea sticlei, și de calitatea ramei, și de poziționare, unghiuri și așa mai departe. Dragii mei, am vrut să vă povestesc câte ceva despre acest univers complex al ferestrelor, despre granița asta delicată dintre două universuri, cel interior și cel exterior, pentru că, fiind asaltați de zgomote, a devenit foarte important modul în care putem să ne alegem ferestrele. Fie de la început, când proiectăm o casă, fie pe durata existenței construcției, în operațiunile de reabilitare, de modernizare, de reparare chiar, de schimbare a vechiului cu nou. Și să vă fac atenți că suntem expuși la zgomote din ce în ce mai mari, din ce în ce mai perfide, iar o bună informare este la fel ca paza bună care trece prin meșdearea. De aceea, voi încerca, într-un episodele viitoare, să vin cu mai multe informații de la producătorul acestor ferestre. Până atunci, nu uitați! Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă v-a încântat, dați un subscribe. Dacă sunteți interesați de informațiile pe care le avem aici, fiți alături de noi, trimiteți-ne întrebările dumneavoastră și noi vă vom trimite răspunsurile noastre. Până atunci, la bună vedere!